Diana era legată cu Dima și au mers să mănânce ceva. Era ciorbă ceva de genul pe aragaz. A mers, Diana și-a pus în bolurile acelea care mănâncă ei și a zis lui Dima că i-a pus lui toată carnea. Dima zicea că nu trebuia să facă asta, trebuia să o împartă frățește cumva. Și Diana i-a răspuns că acum, dacă avem aceea soartă, împărțim aceeași soartă la momentul de față, trebuie să împărțim și frățește mâncarea. Un gest foarte frumos care a făcut de Diana să-i pună toată cărnița, dar ce mi s-a părut așa ciudat că au mâncat ei doi la masă fără Dani, fără Sabrina. L-am auzit pe Dani mai devreme că îi spunea doamnei Loredana că este foarte foame doamna Loredana râdea și i-a zis, păi și ce să-ți facă? Să -ți fac? Îți fac un sandwich. El i-a zis că vrea mai multe, trei, nu știu, ceva de genul ăsta i-a răspuns, a mers și a făcut niște sandwich -uri. Deci foame era și lui, mă gândesc că și dacă au fost legați cu parteneri diferiți, puteau să stea împreună la masă și să servească masa. Acum ei știu mai bine ce fac acolo în casă.